Curs de miracole de Kenneth Hopnic, exerciții zilnice, lecția 195. Iubirea este calea pe care o urmez cu recunoștință. Recunoștința este o lecție grea de învățat pentru cei ce văd lumea greșit. Tot ce pot să facă este să se vadă într-o postură mai bună decât alții și să încerce să fie mulțumiți pentru că altul pare să sufere mai mult decât ei. Cât de jalnice și de reprobatoare sunt aceste gânduri. Căci cine are motiv de gratitudine, cât alții au mai puțin motiv? Și cine ar putea să sufere mai puțin pentru că îl vede pe altul suferind mai mult? Recunoștința ta îi se cuvine doar celui care a făcut să dispară toată cauza mâhnirii de pe cuprinsul lumii întregi. Ne desprindem de minciuni. Vă rog, dacă doriți, mulțumesc frumos, revin la lectură. E o nebunie să îți arăți recunoștința datorită suferinței, dar este o nebunie la fel de mare să nu îți arăți recunoștința față de cel ce îți oferă un mijloc sigur, prin care toată durerea este vindecată și suferința este înlocuită cu hohote de râs și fericire. Și nici chiar cei doar parțial întreși la minte nu ar refuza să facă pașii pe care îi îndrumă Dumnezeu și să urmeze calea pe care le-o așterne El în față, să scape dintr-o închisoare ce au crezut că nu conțin nicio ușă spre izbăvirea pe care o percep acum. Fratele tău este dușmanul tău pentru că vezi în el un rival la pacea ta, un jefuitor care își ia bucuria de la tine și nu îți lasă decât o dispărare neagră, atât de cumplită și de necruțătoare, încât nu mai rămâne pic de speranță. Ne desprindem de toate minciunile vis-a-vis de ce înseamnă frate, ce înseamnă rival, ce înseamnă dușman, ce înseamnă pacea ta, ce înseamnă jefuitor și ce înseamnă această soluție. Toate minciunile care se ridică, care nu se ridică, care se ascund, care se văd, care se percep, care nu se percep, tot ce este minciună, iluzie, concluzie falsă, tot ce este fals, vreți să ne desprindem cu tot ceea ce suntem de ele, să dizolvăm ce a fost creat de către noi, cu bună știință și să ne întoarcem în adevăr, bună știință sau neștiință. Și să ne întoarcem cu tot ceea ce suntem în adevăr, în eternul aici și acum. Mulțumesc frumos, continui! Acum nu ți-a mai rămas să îți dorești decât să te răzbuni. Acum nu poți decât să încerci să îl dobori, să zacă în moarte și el cu tine. La fel de inutil ca tine, în mâinile lui avide, rămânând la fel de puțină ca într-ale tale. Tu nu îi oferi lui Dumnezeu recunoștința ta pentru că fratele tău este mai rob decât tine și nici dacă pare el mai liber, nu ai putea să te înfurii într-un mod judicios. Iubirea, am mai făcut această curățare energetică, dar revine necesitatea și informația că încă este util să facem această curățare energetică iar și iar despre ce înseamnă frate. Deci să ne desprindem de toate definițiile false, de toate percepțiile false, de toate gândurile false despre frate pe care le-am creat sau pe care le-am preluat, pe care le păstrăm cu noi, în toate direcțiile de timp, de spațiu, de realități, de corpuri, să ne întoarcem cu tot ceea ce suntem în adevăr pentru totdeauna. Vă mulțumesc frumos, revin la lectură. Tu nu îi oferi lui Dumnezeu recunoștința ta pentru că fratele tău este mai rob decât tine și nici dacă pare el mai liber, nu ai putea să te înfurii într-un mod judicios. Iubirea nu face comparații, iar recunoștința nu poate fi decât sinceră dacă este să se alăture iubirii. Îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu Tatăl nostru pentru că în noi își vor găsi libertatea lucrurile toate. Nu se va întâmpla nici când ca unele să fie dezlegate în timp ce altele rămân legate. Căci cine se poate târgui în numele iubirii? De aceea adu mulțumiri, dar cu sinceritate și lasă-ți recunoștința să facă loc pentru toți câți vor scăpa cu tine, bolnavii, plăpânzii, nevoiașii și înfricoșații.
Cei ce plâng după o pierdere aparentă sau simt o durere aparentă, care suferă de frig sau foame sau care urmează calea urii și făgașul morții. Toți aceștia merg cu tine. Să nu ne comparăm cu ei, căci așa ni smulgem din conștiința unității pe care o împărtășim cu ei, după cum o împărtășesc precis și ei cu noi. Îi mulțumim Tatălui nostru pentru un singur lucru, că nu suntem separați de nicio făptură și că suntem de aceea una cu El. Și ne bucurăm că niciodată nu se pot face excepții care n-ar reduce întregimea și n-ar stânjeni sau schimba funcția de a-L întregi pe Cel ce este El însuși întregire. Aducem mulțumiri pentru fiecare făptură, căci altfel oferim mulțumiri pentru nimic și nu reușim să recunoaștem darurile pe care ni le-a dat Dumnezeu. Și o curățare energetică, ce înseamnă contribuție reciprocă, autentică. Toate minciunile, vreți să ne desprindem de ele, să ne întoarcem în adevăr. Mulțumesc pentru totdeauna. În nodul cuantic, aici și acum. Nodul cuantic. Deci reiau ce înseamnă contribuție autentică, reciprocă. Lăsați-vă purtați de energie, nu veniți cu concluzii, doar urmați energia. Mulțumesc! Să ne lăsăm atunci frații să își plece capetele obosite pe umerii noștri în timp ce se odihnesc un pic. Aducem mulțumiri pentru ei. Căci dacă îi putem conduce la pacea pe care vrem să o găsim, ni se deschide în sfârșit calea și nouă. O ușă străveche se dă din nou în lături. Un cuvânt de mult uitat răsună iarăși în memoria noastră și devine tot mai clar pe măsură ce suntem iar dispuși să auzim. Urmează atunci cu recunoștință calea iubirii, căci ura este dată uitării când renunțăm la comparații, ce mai rămâne ca obstacol în calea păcii. Frica de Dumnezeu este desfăcută acum, în sfârșit, și iertăm fără să facem comparații. Așa nu vom putea alege să trecem unele lucruri cu vederea și să ținem totuși alte lucruri sub cheie, ca păcate. Când iertarea ta va fi deplină, vei avea o recunoștință totală, căci vei vedea că toate și-au câștigat dreptul la iubire, dând dovadă de iubire, chiar ca sinele tău. Astăzi învățăm să ne gândim la recunoștință în locul mâniei, răutății și răzbunării. Ni s-a dat totul. Dacă refuzăm să-L recunoaștem, nu avem dreptul la amărăciune, nici la o percepție de sine care ne vede într-un loc al hăituielii nemiloase, unde suntem agasați neîncetat și hărțuiți fără considerație sau grijă pentru noi sau viitorul nostru. Recunoștința devine singurul gând cu care substituim aceste percepții demente. Dumnezeu s-a îngrijit de noi și ne numește Fiul. Poate exista mai mult de atât. Tot ce înseamnă minciună lăsăm departe de noi și ne întoarcem în adevăr vis-a-vis de Fiul. Recunoștința noastră va netezi calea până la El și va scurta timpul învățăturii noastre cu mult mai mult decât ai putea visa vreodată. Recunoștința merge mână în mână cu iubirea și unde este una, trebuie să se găsească și cealaltă. Căci recunoștința nu este decât un aspect al iubirii, care este sursa întregii creații. Dumnezeu îți aduce mulțumiri. Ție, fiul lui, pentru ce ești, propria lui întregire și sursa iubirii. Odată cu el, recunoștința ta față de el este una cu a lui față de tine, căci iubirea nu poate urma alt drum decât calea recunoștinței. Și tot așa mergem și noi, căci noi care urmăm calea ce duce la Dumnezeu.